Alex, îmbracă-te că mergem la Jumbo. De ce? Să-i luăm la Carolina puzzle-uri. Nu mai merge la geamă, am dat o grămadă de bani data trecută, lasă-mi pace să-mi odihnească și buzunarul meu, e obosit și cu alergatul maraton, gata? Haide, îmbracă-te! Cristina, orice faci, nu o să mergem azi la geamă. Haide! Nici nu mă gândesc. Mergem, ba Hai, lasă da! vrăjala. Și ce o să facem noi la Jumbo? Cumpărăm puzzle! Câte puzzle-uri? Ai grijă, poate nu foarte multe, trebuie să fii cumpătată, da? Ieftine. Puzzle, hai, hai la puzzle. Să aducă tati? Tati, te rugăm frumos, roagă-l frumos, tati. Te rog, frumos, adu plasa de la Jumbo. Butonul de Coco. Like! Așa! Poftim? Poftim, Carolina? Unde mergem noi? Le spui la nucile de cocos unde mergem? Ești rușinoasă? Astea sunt noile mișcări de dans. Asta e noua coreografie? Am ajuns la geam, bă, Carolina. Am ajuns? Ești happy? Poftim? Mami, sus? Să coborâm? Da. Și ce o să facem noi la Jumbo? Puzzle. Cumpărăm puzzle? Da. Câte puzzle-uri? Multe. Ai grijă, poate nu foarte multe, trebuie să fii cumpătată, da? Ieftine. Puzzle, hai, hai la puzzle. De sus? Vrei să o pui la loc? Pune aici. Vrei pe ăsta cu Spider-Man? Poftim. Dar luăm doar dacă îl pui în coș, da? Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. Ia-o pe asta și du-te și pune-o în coș. Uite, acolo e coșul. Bravo! Bine, du-te și pune-o în coș. Și uite, ia și asta cu Piggy. Asta e cumva un bebe care ți-l pui în spate? Este un fel de ghiozdănel cu bebe?
Ia să vedem cum îți stă. N-am vrut să-i pun ghiozdănelul cu bebe, era cute. Punem la loc. Dar bine că n-am vrut, că-i cam, cam scump. Deci Carolina e scump, iubita, e foarte scump. Așa, bravo! Ia uitați că n-a luat plușul ăsta care e scump. Bravo, așa, iubita, te-ai uitat la preț. Te apreciez. Nu uita că astăzi am venit să luăm lucruri care ne fac mai deșteaptă. Carolina și-a găsit aici un joc foarte interesant, ce drept. Ia uitați, ar trebui să se facă olimpice pentru chestia asta și să primești și trofeu. Carolina cu siguranță l-ar primi. Carolina este foarte cumpătată. În loc să pună în coș, pune aici toți ursuleții la nani. Ia uitați voi. Ce fetiță bună! Cum îi pune ea să facă nani? Bravo, iubita! Carolina, ești mulțumită de cumpărături? Da. Shopping-ul ți-a făcut poftă de mâncare, să înțeleg, așa-i? Da? Să mă dau la o parte? Bine, bine. Uitați, acolo avem plasa cu cumpărăturile. Cu cumpărăturile. O să vi le arătăm acasă, da? Le arătăm și la nuțele de cocoțelă, tu? Felix, ești mulțumit de cumpărăturile pe care le-a făcut fata ta? Deci am păstrat bonul. O să vezi că nu se joace cu nimica, dar abia aștept să le returnez. Cum adică să nu se joace? Carolina este topită după puzzle-uri, Felix. Cum adică să nu se joace? Astăzi am fost foarte cupătate. Am venit aici să luăm jocuri pentru dezvoltarea noastră. O să vezi ce fată deșteaptă avem aici. Unu, da! Mai vrei încă unu? Bine! Să aducă tati? Da! Tati, te rugăm frumos, rogă-l frumos, tati. Tati. Te rog. De tău. Frumos. Frumos. Adu. Du. Plasa. Așa. De la. A. Jumbo. Nemo. Așa, hai, adu. Ați. Butonul. Unu. De. A. Coco. Coco. Like. A. Așa. Hai, tati, adu-ne plos. Mamă, ce mare. Ce mare aici. Opa, așa. Carolina, le arătăm ce am cumpărat noi, da? Uite-te! Și tu trebuie să le arăți la nucile de cocos. Dacă vă mai arată. O ridicăm cutia ca să vadă și nucile de cocos ce ți-ai luat tu, da? Poate vor și ele să-și cumpere.
Cred că o să facem un fel următor. Carolinei îi place foarte mult de Mini și Mickey și nu mai rezistă. Așa că nu vrea să prea dea drumul acestei cutii. Ideea este că am fost la Jumbo ca să cumpărăm o grămadă de puzzle-uri, deoarece Carolinei îi place foarte mult să facă puzzle-uri și face efectiv în fiecare zi și în fiecare seară. Și am început cu puzzle-uri dintre acelea foarte simple, prima dată cu două bucăți, după aia cu trei, cu patru, cu cinci. Și astăzi am îndrăznit să cumpărăm și puzzle-uri mai mari. Îmi place ideea pentru că îți dezvoltă copilul, nici nu sunt foarte scumpe. Și nu știu, Carolinei chiar îi place. Dar vin aici dacă vrei. Vrei să le arăți și puzzle-ul ăsta? Da? Le arăți la nucile de cocos? Deci aici avem un alt fel de puzzle, nu este de la Jumbo. E cu bucățele dintre astea mici de lemn, pe care le punem pe o tăbliță. Stați să vă arăt. Cam ceva de genul ăsta arată. Și zic că se pretează foarte bine pentru copilașii de 2 ani. Acum e și ăsta un fel de puzzle, dar pe ăsta nu l-am luat de la Jumbo. Numai că îi place foarte tare și acum zic că vrea să-l facă. Vrei să-l faci, iubita? Așa că cred că am să-l las pe ea acolo în spate să se joace și o să vă arăt eu. Sunt unele puzzle-uri care sunt pentru 3 ani, dar îmi place că sunt cu piese dintre astea Jumbo, sunt piese mari. Așa că știți ce? Acum o să vi le arăt pe toate și pe parcursul următoarelor zile când o să le desfacem și o să le fac cu Carolina, o să mai filmez și o să punem să vedeți cum progresează treaba. Aici avem un puzzle cu Peppa Pig. Este și ăsta destul de cute și tot așa. Zice că sunt cu 24 de piese și sunt mari. Aici avem și cu Spider-Man. Mai băiețoasă treaba, dar e faină. La voi ați observat că noi suntem îmbrăcate amândouă la fel. Suntem îmbrăcate amândouă în galben. Aici avem ceva cu animăluțe din junglă, cu 35 de bucăți și mi-a plăcut că așa arată piesa. Deci destul de mare, vedeți? E foarte, foarte drăguț. Carolina a luat lucruri foarte faine. Deci noi am mers special ca ea să-și cumpere cât mai multe puzzle-uri și ați văzut că... Ce-a făcut? Ați văzut că și le-a ales singură, ceea ce m-a bucurat foarte tare, pentru că a fost după suflețelul ei. Și cu lupul, văd eu, aici mai multe animăluțe de la fermă, cu piesele tot așa de mari și asta are 35 de bucăți. Nebunie! Aici avem ceva cu unicorni. Carolina, ți-a luat cu unicorni. Astea chiar au fost foarte ieftine, cred că vreo 6 lei bucata. Și îmi place treaba. Cu Paw Patrol! Sincer, primul puzzle pe care l-a făcut Carolina, de fapt nu chiar primul, dar de când și-a descoperit ea iubirea pentru puzzle-uri, a fost un puzzle pe care l-a primit din ziua ei, la 2 anișor, și era cu Paw Patrol. Ăsta nu știu ce-i. Cred că e tot puzzle. O să vedem, o să-l deschidem. Aici cred că Carolina a luat sau la tati? Habar n-am. Nu știu, cred că... Ceva cu French fries, poate facem un video. Plastilină, plastilină! Și a luat Carolina aici niște plastilină. Nu știu ce culori sunt astea, cred că-s verzi amândouă. Mă, Carolina, ți-a luat numai cu verde, iubita. Și aici văd că și-a mai luat și niște chestii pentru plastilină, să facă forme. Ok, sună interesant. Mânuța asta, nu știu exact care... Ah, cred că face baloane. La ei îi place că are mânuță, știți? Ea e fascinată de mâini. Zice, mâna, mâna, îți place cu mâna? Sintimișoara este o mână foarte mare undeva la un monument și de fiecare dată când trece cu mașina pe acolo, ea trebuie să vadă mâna. Nu știu ce e asta. Ce e asta, măi? Spray pentru puzzle? What? Care e faza? Ce e la aici, Carolina? Spray pentru puzzle? Să țină puzzle-ul fix? Habar n-am care e faza. Ei, ți-am luat aici niște plastilină, cred că e gri. Din câte văd eu, este cu Cars. Încă una, tot așa gri? Există plastilină gri? E cu mini. Niște chestii, nu știu ce sunt astea. Ia uitați și voi ce am mai ales aici, fata mea. Ce sunt astea? Iii, de pus la geam? Habar n-am. Și asta? Ia uitați și voi. Carolina, ce să facă mami cu asta? Bine că-i mov, culoarea e preferată. Și ce mi-ai luat pe aici? Jetoane? Ce facem noi cu jetoanele, iubita? Și o perie? O pui pe mami la curățenie? Sau pentru tine? Recunoaște că pentru tine, nu pentru mine. Cam astea-s cumpărăturile. Eu, sincer... Iubirea lui mami, tu ai luat perea asta să mă pieptem pe mine? E pentru mami? Să o pieptem tu pe mami, să o faci pe mami frumoasă? Nu pot să cred așa ceva. Deci am crezut că asta pentru covoare. Tu pentru asta ai luat-o să mă piept în iubirea lui mami. Iubesc, că-ți place? Da, știi ce? Ia să mă întorc eu, dăm astea la o parte și mă întorc și mă piept pe tot părul, da? Ia, hai,
Ia piaptă-n-o pe mami. Cu perea de făcut covoarele. Asta îmi stă bine? Asta tot părul, de sus până jos. Gata? Așa! Du-te acolo, nu vine să cred. Mă bucur frumoasă? O faci tu pe mami frumoasă, da? Ți-a plăcut? Haideți că chiar nu mă așteptam la așa ceva. Deci ultimul lucru, dacă mi-ar fi trecut prin cap, era să mă pieptăn cu peria asta de covoare. Dar văd că face părul foarte lucios. Carolina, să știi că te pricepi. Deci nu cred că m-ai făcut așa frumoasă. O faci frumoasă pe mami, bravo! Bravo, iubita! Apăsați butonașul de cocolai pentru că e prea cute! Bravo, iubita! Și vrei să o și mângâi pe mami cu mâna aia? Mângâi-o pe mami! Așa, faci măi-măi la mami! Așa, măi-măi! Așa, piaptenă! Un măi-măi și un pieptenat! Odată pieptăn și odată măi-măi! Aaa, ce cute! Mulțumesc, dragoste! Te iubesc frumoasă! Așa, așa. E frumoasă, mami? Da? Și vrei să te pieptănesc și mami pe tine? Da? Îmi dai perea să te pieptăn și eu pe tine? Stai aici la mine în brațe. Așa, să te pieptăn cu perea asta. Nu? Nu, tu vrei cu perea de păr. Numai eu să mă pieptăn cu perea de covoară, știi? Așa, mulțumesc! Păr-ud. Păr-ud? Nu, mami, nu, n-are părul ud, mami are părul ușcat. Pieptănă și aici. Așa. Se pare că știm cine o să mă pieptene odată ce crește. Ce norocoasă sunt, iubita mea, te pricep de minune. Așa, măi, măi. Și dă-i închis la mami. Te ador, măi, găluscă, măi, măi, frumoasă, măi. Acum că am fost la salonul Carolinei, arăt foarte bine. Să vă arăt ce am mai cumpărat de la Jumbo, da? Ia uitați ce am mai cumpărat noi de la Jumbo! Am cumpărat o Carolina! Revenim cu imagini de zilele astea când mai facem din puzzle-uri. Puzzle! Spune puzzle! Da! Da, filmează-o, tati! Da, ce faci? Ia uite că vrea telefonul! Ia uite-o! Nu mai putem să filmăm. Dați Coco like repede că mi-a telefonul. Acum își face vlog singură. Pe data viitoare. Pa, pa. Uite că mi-a luat telefonul. Ia uite-o.